Da, ați văzut despre ce vom discuta în această emisiune, în următoarea oră, dar pentru că vor fi lucruri mai grave, mai severe spuse în această emisiune, mai dureroase până la urmă, să folosesc un alt adjectiv, mi-aș permite să încep cu o glumiță făcută de invitatul meu din această emisiune. Îl întrebam înainte de a intra în studioul nostru, iată, mai lucrează cineva în ziua de azi și foarte inspirat invitatul meu mi-a spus, da, trebuie să mai lucreze cineva ca să-i plătim pensia de 60 de milioane torționarului Alexandru Vișinescu. Dar haideți să-l vedem pe invitatul meu din această emisiune, domnul doctor Gabriel Georgescu, președintele Fundației Corneliu Coposu, filiala Buzău. Vă salut, domnul Georgescu. Evident, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea de a veni în emisiune și pentru a le spune buzoienilor cât mai multe despre închisoarea de la Râmnicu Sărat. Am mai avut invitați aici în această emisiune, la această masă, foști deținuți politici. Unii au trecut așa în trecere și pe la Râmnicu Sărat, dar mai mult au stat pe în zona aia Ardealului, pe la Gherla, pe la Aiud, s-au întors acasă unii dintre ei, deci cei pe care i-am avut, dar mi-au spus că unii dintre colegilor n-au mai venit niciodată înapoi acasă. Bun, pentru că e important, până la urmă, domnul Georgescu, va fi eventual și o lecție de istorie, da? Pe care o să le-o predați, până la urmă, telespectatorilor mei și mie în această emisiune. Foarte curând să mai învață și la școală opțional, că înainte nu se învăța deloc. Da. Istoria comunismului s-a introdus, am înțeles că de vreo câțiva ani, ca opțional. Da, deci am vorbit cu dumneavoastră înainte de a intra în direct, sunt convins că va fi o emisiune interesantă și veți spune telespectatorilor mei multe lucruri care trebuie a fi știute și reținute. Dar mai întâi, pentru a vă prezenta mai bine telespectatorilor mei, domnul Georgescu, am zis președintele Fundației Corneliu Coposu, filiala Buzău, aș vrea să vă întreb ce vă mână în luptă pe dumneavoastră, cum s-a făcut relația asta a dumneavoastră cu fundația, cu Corneliu Coposu, cu foștii deținuți politici? Fundația Corneliu Coposu, de fapt filiala Buzău a Fundației Corneliu Coposu, s-a făcut pornind de la inițiativa surorilor Coposu, a domnului Diaconescu și altor deținuți care au fost la Râmnicu Sărat, ca fosta închisoare Râmnicu Sărat să fie transformată într-un muzeu memorial. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în 2005, când, iată, aniversarea 10 ani de la moartea seniorului Corneliu Coposu, am organizat un seminar și în cadrul acelui seminar, invitată fiind și doamna Lucia Hosu-Longin și doamna Rodica Coposu, doamna Lucia Hosu-Longin a întrebat ce mai este la Râmnicu Sărat. Ea fiind în 91 sau în 92, când a filmat la serialul Memorialul Durerii și în care împreună cu Corneliu Coposu și cu Ion Diaconescu și au filmat prin luna februarie și asta spunea, domne, oamenii ăștia la vârsta atât de înaintată alergau prin închisoare, recunoșteau anumite locuri și toate celelalte. Corneliu Coposu, deși avea o vârstă înaintată, fuma țigară de la țigară, trăia fiecare asta, avea așa o incandescență, fața parcă lumina, iar ea și cu operatorul, din cauza frigului, deși aveau ger, trebuiau să facă pauze de o jumătate de oră, trei sferturi de oră, pentru că și aparatura care o aveau atunci a înghețat din cauza gerului și toate celelalte. Bun, dumneavoastră sunteți buzoian, domnul Georgescu, Eu sunt buzoian, da. Bun, și cum ați făcut dumneavoastră regătura, relația cu Fundația Corneliu Coposu, aș vrea să vă întreb. E un hobby al dumneavoastră? Ați avut, nu știu, rude în familie care să fi fost deținuți politici? Nu, avut... nu. Sunteți pasionat de istorie? Nu, nu am avut rude, nu am avut... Din fericire. Ieri când am vorbit cu colega ta, străbunicul meu a fost consilierul personal al lui Justin Stănescu. Apropo de aducerea rugăciunii, acum, după ce a fost furat în 2005 la Buzău. Deci a fost consilierul personal al lui Justin Stănescu și
numele bunicului meu se nume, îl are după Justin, Justinian. Deci o legătură ar fi cu partea, cu Partidul Național Liberal. În rest cu țărăniștii nu. Dar vedeți, eu în 1990 aveam 16 ani. Cât de cât personalitatea lui Corneliu Copos în special m-a marcat. Și am, nu știu, dintre toate personajele care au apărut, m-a determinat să înclin către preceptele care le are creștin democrația. Și după aceea, văzând ulterior mărturiile ce au pățit în închisori și... Ce v-a impresionat la Corneliu Coposu? Ce v-a marcat la el? Că văd că s-a gravat în mintea dumneavoastră. M-a frapat faptul că cred că acest om nu a știut să mintă niciodată. Și un lucru foarte, foarte rar. Și dacă vedeți și anumite evenimente care s-au întâmplat în 90, de exemplu, în ianuarie, atunci el a avut încredere în Ion Iliescu, că spunându-i că FSN-ul nu se va transforma în partid politic. Și a crezut că un cuvânt dat, lucru care el, dacă îl făcea și își dădea cuvântul, cred că era cea mai mare dezonoare, ținând cont și de originea lui Ardeleană. Deci ardelenii nu cred că sunt niște persoane care... Deci un om care v-a marcat prin corectitudine... Prin corectitudine, prin faptul că avea o suferință. Viziune. Suferință. Suferință pe care nu a spus-o, cum în zilele noastre, iată, la unii să fălesc sau încearcă să câștige, să exploateze acest lucru. M-a surprins viziunea și vreau să vă spun următorul lucru. Aduceți-vă aminte că a spus așa: România trebuie să intre în NATO, în Uniunea Europeană, da? Și că singura speranță a României este monarhia. A fost hulit. Gândiți-vă ce spuneau în anii 91, 92, 93, domnule, ce NATO, ce Uniunea Europeană. În 2000 intrăm în Uniunea Europeană și succesul este luat de către Iliescu, care îmbrățișează acest lucru, deși foarte multe bobărnace, aș putea să spun, i-au fost aduse. Deci iată viziune la care nu cred că la niciun om politic după 1990 nu ai putut să o vezi. Și cu toate astea, dumneavoastră v-a atras. Spuneți că la 16 ani, da, când l-ați văzut pe prima dată pe Corneliu Copeosu, v-a impresionat omul ăsta. Nu, era altfel. Ți se părea că omul acesta nu ar... Vedeți... Dar știți că de mulți români l-au interpretat greșit în momentul respectiv? E drept că între timp și-au dat seama care era adevărul. Cred că multe lucruri de interpretare greșit au fost și facilitate. S-a încercat... A fost o demagogie. Să fie denigrat și să spună lucruri. Gândiți-vă că se spunea că a venit din străinătate și el nu plecase în străinătate. A stat 17 ani în detenție. Da? Avea 112 kg când a intrat în închisorile comuniste și a ieșit cu 54. Deci e un om care într-adevăr... Da, eu am văzut niște fotografii cu Corneliu Coposu în tinerețe înainte și nu-mi venea să cred, da, văzându-l cât de slab era după 90 și ce bărbat plinuț, aș putea, durduliu era înainte de a intra în închisoare. Bun, domnul Georgescu spunea că o să ne vorbiți despre închisoarea de la Râmnicu Sărat, povestea acestei închisori și haideți să începem cu începutul. Dar când s-a înființat temnița de la Râmnicu Sărat și de ce? Temnița de la Râmnicu Sărat s-a înființat pe perioada după 53, parcă scopul ei a fost pentru ca să fie exterminate în special elitele, ultimele elite politice, pentru că la Sighetul Marmației au fost și elite politice, dar foarte mulți intelectuali. Acolo, în mare, au fost exterminați intelectualitatea română și preoții. La Iud au fost legionari. La Iud legionari, la Pitești s-a remarcat prin metodele prin care deținuții se băteau între ei, prin distrugere psihică, cam aș
cam prin asta. Pe când la Râmnicu Săraș s-a încercat o exterminare prin izolare totală. Închisoarea tăcerii, da? Închisoarea tăcerii, de asta se denumită și închisoarea tăcerii, pentru că sistemul era 36 de celule monocelulare. În celelalte se stătea în celule 2, 3, 10, 15, 20 de deținuți. Aici erau 36 de celule, deci 36, în alte părți... fiecare deținută și avea celula lui. Da. În momentul în care unul dintre deținuți se îmbolnăvea, și îl trimitea, să spunem, îngrijirile medicale necesitau la alt spital, deși asta se întâmpla foarte rar, deci vă dați seama în condițiile în care era foarte grav și probabil se așteptau ca persoana respectivă să decedeze și celula nu se ocupa. Deci rămânea liberă până când cel și venea înapoi, să vindeca. Dacă se vindeca, venea înapoi. Deci în alte părți era problema asta de suprapopulare a unei celule. Aici la Râmnicu Săraș poate era și un experiment, da? Ăsta al recluziunii totale. Poate, probabil că era o altă metodă de exterminare. Poate să experimenta o altă metodă prin izolare totală, prin faptul că ei nu puteau să comunice. Cornelu Copus a stat deci era un soi de carceră, da? Știu că există în închisorile astea pentru deținuții obișnuiți, da? Există, intri în închisoare unde sunt niște condiții mai acceptabile, să le spunem, dar când ai făcut ceva, te bagă la carceră, unde ajungi să nu mai ai contact cu nimeni, da? Iar și rația de hrană se diminuează. Da, numai în condițiile în care fac ceva mai rău. Deci la ei asta era condiția din start. Când făceau ceva mai rău, era neagră. Unde era ca într-un beț. Motivația, deci înseamnă că deținuți ăștia erau prețioși, aș putea să trag o concluzie asta? Da, pentru că era, deci murise Iuliu Maniu în februarie 1953, murise Brătianu, muriseră liderii politici, foarte mulți și din miniștri și tot, și singurul care rămăsese era Ion Mihalache. Da, prețios, am spus eu în termenul de prețioși pentru a fi exterminați primii. La asta am vrut să mă refer. Da, pentru că ei, prin valoarea lor politică, prin faptul că totuși construiseră un partid destul de puternic, Partidul Național Țărănesc, reprezentau pentru comuniști un mare, mare pericol. Și exterminarea liderilor probabil că era esențială pentru... Haideți să ne spunem, domnul Georgescu, care au fost cei mai importanti lideri politici, în special că înțeleg că în special erau țărăniște acolo și da. Apoi o să discutăm poate despre fiecare în parte, despre ce au avut de îndurat în această terniță. Păi am putea să spunem că era deci elita... Coposul... Închisoarea Râmnicu Săraș este închisoarea elitei țărăniste. Era Ion Mihalache, președintele Partidului Național Țărănesc. Prin fuziunea Partidul Țărănesc cu Partidul Național Român era Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Iuliu Maniu murise deja. Cornelu Coposu, Ion Diaconescu, Ilie Lazar, care era președintele organizației de tineret a țărăniștilor, erau deputați și senatori țărăniști, Corneliu Velțan, Mihail Boșca, parcă... Înțeleg. Ion Ovidiu Borcea, care era și el tot la organizație, Ilie Lazar era la organizația muncitorească a PNC, iar Ovidiu Borcea era la organizația de tineret. Câți ani avea Borcea? 17 ani? Când... 17 ani sau 16 ani. Deci în Tenița la 17 ani, era un copil practic. Da, cred că era la de asta de liceu. Da. La... Înțeleg că lideri religioși de asemenea au fost... Era preotul Mihai Balica, Alexandru Todea, cardinalul Alexandru Todea, Nicolae Jienescu și Gheorghe Jienescu, care erau generali de armată, iar Gheorghe Jienescu, deși nu făcea politică, deci nu făcea politică, nu vorbim acum că se face politica, domnule, sunt și nu am voie, dar de fapt, deci nu făcea politică, își scrie pe o ață desprinsă dintr-o batistă, scrie în morse, da, înscrierea în Partidul Național Țărănesc. Și îi dă lui Cornelu Copos. Deci în pușcărie a făcut în pușcărie, ăsta. Deci în sistem morse a făcut ața, a nodat, a făcut noduri da. De înscriere în PNC. Dacă era descoperit, primea un spor de pedeapsă. Da, vă dați seama că... Haideți să ne spuneți cu cine începem. Începem cu Mihalache, da? Era da. Personajul cel mai important, copreședinte al Partidului Național Țărănesc, care înțeleg că a și sfârșit în temnița de la Râmnicu Săraș. Da, el a
la sfârșit la 10 ani după ce a murit Iuliu Maniu. Deci în 1953, în februarie, Iuliu Maniu moare la Sighet și gardienii spun s-a stins becul. Da? Așa era modul lor de a glumi, inteligent. Iar în 63, în februarie, Ion Mihalache moare. După o recluziune de câți ani? Cred că a stat și el vreo 7 sau 8 ani. La Râmnicu Sărat. La Râmnicu Sărat, a, el e arestat după înșenarea la Tămădău, în 49. Deci a mai fost închis în altă parte și apoi mutat La Râmnicu Sărat este mutat și cred că el ajunge... Da, Ion Mihalache, uitați, pe data de 22 septembrie 1955 a intrat în temnița morții la Râmnicu Sărat. Însă deci înregistrat cu matricula 51 la celula 35 la etaj. Da? Deci atunci a ajuns... Deci din 55 până în 55 până 63. Să... Da. Până când este, după declarația lui Ion Ovidiu Borcea, el este asasinat printr-un denunț public făcut. Deci Ion Ovidiu Borcea a stat 6 ani la Râmnicu Sărat. Deci băiatul ăsta de 17 ani. Băiatul acesta de 17 ani, da. Și după aceea, prin anii 70 și ceva, mi se pare că emigrează în Statele Unite ale Americii, mi se pare. Iar acolo face denunțul public asupra asasinatului lui Ion Mihalache. Și este consemnat de către Cicerone Ionițoiu, da. Și el... fost deținut politic, tot așa, și a plecat tot, mi se pare că prin anii 70 ceva, la Paris, în care notează declarația publică a lui Ovidiu Ion Borcea. Eu o să încerc, pentru că mi-a spus ca să, cât de cât să vedeți modalitatea de detenție de la Râmnicu Sărat. Și de asta vreau, dacă este, să citesc declarația lui Ion Ovidiu Borcea, în care spune și despre modalitatea cum de detenție de la Râmnicu Sărat și după aceea exact cum a fost asasinat Ion Mihalache, el fiind martorul ocular. Vă rog. Bun. Acolo se murea de foame, de frig, de terorizare și din lipsă de tratament medical. Ferestrele aveau obloane. Nu se vedea afară, iar ferestrele erau căscate de un deget. Seara eram obligați să ne culcăm cu mâinile afară din pătură, în cămașă și izmene, cu capul la geam și fața spre ușă. Iar zăpada care intra pe fereastră în timpul nopții, o scuturam ziua de pe pătură. Frigul în aceste celule sinistre ținea de la căderea primei ploi din luna septembrie și până la începutul verii. Cămașa de pe mine, pe care o aveam de 4 ani, ajunsese ca o apărătoare de muște și, deși protestam să nu mi-o mai ia la spălat, că se rupe, mi-o luau în fiecare săptămână, că trebuie să fim igienici. Îmi dau un mosor de ață să mi-o cos, fâșie de fâșie, dar pânza era atât de putredă că ața o rupea și mai rău. Arătam precum garda elvețiană de la Vatican, numai în panglici. Iar când îmi spuneam că nu mai am cămașă pe mine, au zis că e mai bună decât a lui ăla de la 4. Acolo era jenica Arnăutu. Haine nu aveam decât ce era pe noi, plus 2 obiele de grosimea și mărimea unei batiste. Schimburile de lenjerie ne le dădeau săptămânal ca să nu îmbrăcăm 2 cămăși sau 2 chiloți. Am purtat timp de 6 ani o pereche de bocanci care nu mai aveau talpă. Am pus un tub de pastă de dinți, turtit, ca să nu stau cu talpa direct pe ciment. Când le-am arătat cât de rupți erau bocancii, m-au luat la bătaie, zicând că am băgat tubul acolo ca să rup ghetele. În 1961 mi-au degerat toate degetele de la picioare, s-au înroșit, apoi s-au făcut vinete. Au început să mă mănânce și mi-a căzut pielea de pe ele. Fiindcă era iarna, am raportat că nu aveam îmbrăcăminte decât ruptă și un ofițer mi-a dat un pumn în gură, de m-a trântit pe pat și mi-a rupt un dinte. Râmnicu Sărat a fost poate cea mai tragică închisoare prin regimul aplicat. Dacă nu era faima a iudului, este pentru că este infinit prea mică. A purtat pe cunoștință un număr mic de deținuți, dar cei care au fost trimiși acolo au fost pentru a nu se mai întoarce niciodată. Fiindcă nu este tot una să mori cu 4-5 într-o celulă, ori să mori singur după 6 ani. A fost drumul fără întoarcere, închisoarea fără speranță, din care numai un miracol, neprevăzut de comuniști, ne-a scos.
un chin și o durere se împarte mai ușor între mai mulți decât cu tine însuți. Când începi să uiți numărătoarea zilelor, iar anii socotești după trecerea anotimpurilor. Și dacă pentru această liniște de mormânt din închisoarea cu 36 de deținuți și 36 de celule, unde nici supraveghetorii nu aveau scaun să se așeze ca să ne poată pândi și ziua și noaptea, mai adaug și froamea și frigul, bătăile, izolările, bolile, singurătatea, contabilitatea morților, lipsa de informații, necunoscutul zilei de mâine, tăcerea sinistră și lipsa de speranță. Nu-ți mai rămâne decât singurul succes, că nu ai crăpat tu înaintea colegului tău. Bun, deci înțeleg că o problemă mare era frigul și apoi claustrarea aceasta, nu aveai voie să vorbești cu nimeni și îmi spuneați dumneavoastră, domnul Georgescu, că vreme de 6 sau de 8 ani Corneliu Coposu n-a vorbit cu nimeni? Nu, modalitatea lor de a comunica era prin sistem Morse. Deci ori băteau... Deci nu cu vorba. Nu cu vorba, deci nu aveau voie să vorbească, nu aveau voie absolut nimic. Și dacă totuși ușoteau decât... ceva, ce se întâmpla? Să dați seama că erau represalii, stăteau, nu știu, 30 de zile la izolare, la Neagra. Probabil că nu mai bine și nici mâncarea care le-a dat, dar totuși era ceva, probabil erau foarte multe. Deci încercau să vorbească între ei bătând în perete, da? Prin sistemul Morse. Sistemul Morse a fost prin bătând în ușă, bătând în perete, în momentul în care gardienii s-au prins că există comunicare prin aceste bătăi. Ion Diaconescu povestește că au chemat pe cineva de la București, care a stat vreo 2 săptămâni, să urmărească dacă există comunicarea aceasta. Bătăile astea sunt comunicarea prin Morse. Și până la urmă au descoperit și au trecut pe sistemul să tușească, Morse tușit. Cum făceau acest lucru? Ei aveau vreo 10 sau 15 minute să se plimbe în curtea închisorii. Și în intervalul ăsta de timp reușea să treacă pe la geamurile celulelor care aveau acel oblon spre curtea închisorii și intervalul ăsta de 10-15 minute ei tușeau și transmiteau mesaje. Dar asta nu puteau să facă, de exemplu, Ion Mihalache nu mai putea, pentru că Corneliu Coposu povestește că în momentul în care făcea această plimbare de 15 minute, îi lua 3-4-5 ore ca să-și revină, pentru că era un efort fizic deosebit. Fizic extraordinar. Mie mi-a explicat Ion Diaconescu când am fost la dânsul, mi-a arătat bătând în masă ce înseamnă sistemul Morse, că nu știam. Și mi-a văzut, asta înseamnă A, asta înseamnă B, asta înseamnă C. Deci făceai un efort fizic deosebit pentru ca să transmită o propoziție. Deci în 15 minute, dacă reușea să transmită o propoziție, era un succes enorm. Dar, v-am spus, 3-4-5 ore. Și persoanele care erau cele tinere. Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Ion Ovidiu Borcea, preotul Balica, Mihai Bocșa, mi se pare, care erau mai tineri și puteau. Ion Mihalache, vă dați seama, pentru că să încerca exterminarea lui, fiind în vârstă, cu bolile care le avea, erau celule și la parter și la etaj. Păi l-au pus la etajul 1. Nu știu dacă ați fost și ați văzut acolo. De la etajul 1 nu este cobor pe o singură scală, cobor vreo 3 de astea. Ca să vă dați seama, la vârsta lui să obosească și să... Cum a sfârșit Ion Mihalache? Ion Mihalache a fost asasinat cu premeditare deoarece continua să rămână un simbol al rezistenței românești. În enumerate rânduri a protestat, făcând să răsune tot celularul. Ofițerul politic Lupu și comandantul Vișinescu l-au bătut în permanență. I-au creat condiții... Opa, deci Vișinescu. Da, asta este de mărturia lui... Personajul acestor zile. Deci lui Ion Ovidiu Borcea. Da, personajul acestor zile, comandantul Vișinescu. Deci e o mărturie, da, împotriva lui Vișinescu scrisă de... Este mărturia declarată publică. Deci public este mărturie făcută de Ion Ovidiu Borcea. Continuați, vă rog. Deci, ofițerul politic Lupu și comandantul Vișinescu l-au bătut în permanență, i-au creat condiții să se îmbolnăvească și nu i-au dat îngrijire medicală. Intrau și aruncau cu găleata cu apă pe el în plină iarnă. Eu i-am supravegheat celula prin cele 6 găuri pe care le făcusem cu o sârmă în ușă. Dacă n-aș fi fost de față, această mărturie n-ar exista. Acum când sunt în lumea liberă, am datoria să anunț acest asasinat pe care l-a săvârșit comandantul Vișinescu. Strigătele fraților, aici este Ion Mihalache, mă omoară, au răsunat în tot celularul. Această crimă nu poate fi uitată.
Da. Foarte interesant. Deci cum, deci cu o sărmuliță deci, a reușit să facă gaură? Ei, Ion Mihalache stătea la etajul 1 în celula 35, care iar Ion Ovidiu Bălcea era în diagonală. Deci tot la etajul 1 în diagonală. Și făcuse cu sârma 6 găuri în ușă, prin care el putea să vadă în lateral, vedea totdeauna celula lui Ion Mihalache. Nu era și acolo o ușă sau mai uitau gardiene când îi administrau bătaia sau când îl dau cu apă, lăsau ușa deschisă? Nu, nu. În momentul în care gardienii intrau, Ion Mihalache era foarte vocal. El începea să spună în tot celularul și începea să urle. Ion Mihalache, vin să mă bată și toate celelalte. Deci toți ceilalți deținuți, pentru că și Ion Diaconescu confirmă că aude lucrurile astea când a strigat: fraților, aici este Ion Mihalache, mă omoară. Deci confirmă și Ion Diaconescu și Cornelu Coposu au spus că au auzit, pentru că toți auzeau. Ion Ovidiu Borcea este cel care spune că a văzut prin, vedea prin crăpăturile de la ușa. Bun, dar declarația asta aici, Ion Mihalache și mă omoară, a fost dată chiar în ziua în care a murit sau a fost una de dinainte? Nu știu, asta nu pot să vă spun. Că strigătele fraților, aici este Ion Mihalache, mă omoară, a fost în momentul în care a fost el asasinat. Probabil că striga permanent când asta, dar este declarația publică, v-am spus. Deci acum, când sunt în lumea liberă, am datoria să anunț acest asasinat pe care l-a săvârșit comandantul Vișinescu. Nu știu dacă exact atunci când a fost asasinat a spus lucrurile astea Ion Mihalache. Bun. De exemplu, povestește Ion Diaconescu că la el, la Ion Mihalache, a venit patriarhul Justin Marina, patriarhul României. Și la un moment dat Ion Mihalache spune: a venit patriarhul României ca să mă determine să mă dezic de maniu. Niciodată nu o să fac lucrul ăsta și să știți că nu mă dezic de maniu. Probabil că să încerca și o corupere pe care, o spun foarte mulți deținuți politici. Dom'le, celălalt s-a dezis de lucrurile astea, încearcă și tu. A și primit un tratament mai bun sau poate chiar a fost eliberat. Și atunci să încerca o disensiune între ei. Bun, trecem de la maniu la Corneliu Coposu. De la Mihalache. De la Mihalache la Corneliu Coposu. Ce a pătimit acesta în temnița de la Râmnicu Sărat? Păi, Corneliu Coposu a venit prin 57 și, primul rând, vă dați seama, de la 112 kg să ieși cu 54... Cred că deci la jumătate, a ieșit o jumătate de om. Declarațiile lui spune că în momentul în care a ieșit de la închisoarea Râmnicu Sărat, avea mari probleme de dicție. Deci el nu mai putea să, nu mai știa să vorbească. Și din cauza faptului că el nu mai vorbea, datorită faptului că nu avea cu cine, fiind în izolare totală, da, și nu a putut să vorbească aproape 7 ani, surorile au spus că aproape vreun an, un an ceva, că după ce a murit Ion Mihalache, închisoarea Râmnicu Sărat s-a închis. Și, în 63. În 63. Deci imediat după moartea lui Mihalache din februarie, cred că la 3-4 luni, închisoarea Râmnicu Sărat... Ăsta a fost evenimentul care a determinat închiderea închisorii? Da, ăsta a fost evenimentul care a determinat închiderea închisorii. Și din asta ați poți da seama că măsurile astea de exterminare totală, cu izolarea aproape totală și cu condițiile descrise și spuse în declarația lui Ovidiu Borcea, dar și al celorlalți. Păi atunci putem să tragem... A fost scopul ca Ion Mihalache să fie... Da, că ăsta a fost scopul acestei închisori până la urmă, da? Exterminarea... Final. Scopul pe partea finală. Pentru că el a... Închisoarea Râmnicu Sărat a mai avut istorie. Funcționează de pe vremea lui Carol I, mi se pare. Deci, zicem ultima parte. Da, perioada comunistă. Da, cam așa. Deci asta a fost deschisă special pentru liderii țărăniști, da? Și s-a închis în momentul... Nu, s-a închis special pentru liderii țărăniști. După 49, 50 și ceva, au fost mare parte din liderii țărăniști. Bun. Acolo. Momentul Corneliu Coposu. Spuneați dumneavoastră, deci 8 ani de zile, da? Sau 7 ani de zile n-a vorbit cu nimeni. Izolat ce alte, total. Ce alte, la ce alte cazne a fost supus? Alte cazne? Păi, vă dați seama că probabil...
evident, pe site-ul Fundației Cornelu Coposu există toate dosarele. Deci există și pot fi El era secretarul politic al lui Iuliu Maniu. Deci pe site-ul Fundației Cornelu Coposu există toate dosarele de la CNSAS ale lui Cornelu Coposu, care pot fi văzute gratuit accesând pagina. Ele sunt exact aproape, cred că în totalitate, puse de nepotul seniorului Cornelu Coposu. Bănuiesc că dumneavoastră le-ați citit pe toate. Am citit o parte din ele, că vă dați seama. N-ați apucat să le citiți pe toate. Sunt enorm de multe volume și date, în care sunt și rapoarte făcute de conducătorii penitenciarului. Am mâncat bătaie, Corneliu Coposu? Am mâncat bătaie, vă dați seama. Vă spune chiar el că au trecut pe toate fazele, adică la uneori faptul că îl punea cu capul în jos și legat asta, că îl bătea cu bâtele sau toate, intrase într-o normalitate, adică bătut cu sabie. El a târnat cu capul în jos, da, cu picioarele legat cu sârmă sau cu toate celelalte, stătea cu capul în jos, îi administra cu staj de nisip bătăi la coaste sau cu băt, deci torturi care sunt descrise de el în Memorialul Durerii și în interviurile care le-a dat. Adică simularea asta de înnec, a pătimit-o și el? Nu știu asta. Asta nu știu, dacă nu știu. Era băgat cu capul legat, înțeleg, într-un sac. Da? Mi se pare că a fost, mi se pare că este în Memorialul Durerii, spune de această modalitate de tortură. Da, și totuși a scăpat Corneliu Coposu, până la urmă a fost, e cinic, dar grație morții lui Mihalache a reușit să scape și el din închisoare, după atâția ani. Da, pentru el și cum s-a terminat, pentru că după aceea a urmat încă 2 ani, 3 ani de domiciliu obligatoriu la Rubla, deci în Valea Calmățuiului. N-a plecat acolo, prea departe de temniță. Nu, de a mai temniță. Stat în domiciliu obligatoriu. Rubla lângă Râmnicu Sărat, un sat vecin. Da, că pe care ei l-au, adică în plin câmpuri le-a spus să stați aici, ei și-au construit casele și-au făcut toate celelalte. Sau da, mi se pare că unele și le-au amenajat pentru că prin 49 fuseseră transferați cei din germanii din Timișoara. I-a duseseră acolo și ei a făcuseră niște case, dar care erau destul de răpănate. Dar aici, la Rubla, cred că la vreun interval de vreo 2 sau 3 luni, mi-au povestit surorile Coposu că au reușit să ajungă. Mi se pare că a reușit după vreo 3 sau 4 luni să le trimit o scrisoare că el este la Rubla și dacă doresc să-l viziteze. Și nu puteau să-l viziteze decât, mi se pare că 2 persoane atât, la interval de o lună de zile. Mi se pare că s-a dus mama lui și cu Flavia Bălescu. Nu mai știu, că oricum au rămas foarte dezamăgite pentru că nu l-au recunoscut. Deci nu l-au recunoscut. Deci nici fizic, probabil, și, fiindcă slăbiți deci atât de mult, fizic, și nu era în stare să poartă un dialog. Nici să poartă un dialog, iar povesteau că se vedea dinții de ferăstrău pe cutia craniană. Vă dați seama cât de slăbit și cât de malnutrit fuseseră, iar avea probleme, în primul rând, de dicție, deci asta era, iar nici gura și maxilarul nu se închideau perfect. Deci foarte, foarte... Da. Iar mama lui, pentru că odată cu Cornelu Coposu a fost arestată și soția lui, care moare la un an după ce este eliberată din închisoare. Deci iată o dramă pe care o trăiește în plus, pe lângă ceea ce pătimise și soția lui, Arlet Coposu, i-a fost întemnițată și la un an după ce se eliberează, moare. Bun, trebuie să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim apoi la povestirea dumneavoastră. Ne spuneați că a stat de vorbă mult cu Ion Diaconescu, abia aștept să ne spuneți și ce a pătimit Ion Diaconescu în temnița de la Râmnicu Sărat.